Salutare! Am zis mai devreme că o să intru în direct la 8 pe Facebook și pe YouTube, așa cum știam să fac altă dată, dar iată e 8 și 58 și am făcut nenumărate încercări să intru în direct pe YouTube și n-am reușit. Îmi dă mereu aceeași eroare, enervantă. Acum nu-mi dă așa eroare Live enervantă. streaming is on. Ceva s-a întâmplat. Am prins o oră fericită, dar stai să văd dacă chiar îmi dă semnalul ăsta ca să pot transmite pe YouTube. Că eu tocmai am scris pe YouTube, mai ales lui Cristi Lungu și Tudor Sârghi, care mă așteaptă de la 8 să intru în direct. Am scris mesaj că am probleme tehnice. Și credeam că oamenii deja au și plecat. Dacă mi-a apărut butonul, iată-mă cu întârziere de o oră, începând live-ul pe care l-am promis la 8, dar îl încep la fără un minut, ora 9. Să vă vorbesc despre ce mi se întâmplă, ce ni se întâmplă. Eventual să vă provoc să vă dați și voi cu părerea despre asta. Dacă vrea cineva să intre în direct cu mine, să-mi ceară link de acces și eu o să vi-l dau dacă o să inspirați încredere. Deocamdată am vrut să vă arăt poza asta de la niște colegi, de la niște tineri și mai puțin tineri, de la niște visători care urmăresc cometa NEOWISE. O cometă despre care nu s-a știut până acum, oamenii de știință n-au știut, au descoperit-o în martie, la câteva luni de la apariția COVID-19, la doar o lună de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie, adică epidemie la nivel global, asta înseamnă pandemie. Deci, iată, NEOWISE, cometa asta, ceva cumva se numește și altfel, are și un nume tehnic, poate fi văzută zilele astea, descoperită, ziceam, în martie, poate fi văzută zilele astea și cu ochiul liber, mai ales după miezul nopții, mai ales pe la 2-3 înspre dimineață, mai ales dacă sunteți de la țară și nu aveți poluarea pe care o avem noi în oraș. Eu sunt la București și aici orașul ăsta e foarte poluat și cu lumini, și cu praf, și cu zgârie nori, clădiri în drumul taberei, am blocuri de zeci de etaje. Totuși, pe la miezul nopții, o să mai fac și în seara asta o tentativă să văd cometa asta cu ochii mei, pentru că următoarea apariție s-ar putea să fie peste vreo 7000 de ani, dar s-ar putea și să nu fie. Oamenii de știință, ziceam, încă nu au calculat exact dacă NEOWISE asta mai revine și n-am văzut niciodată. Așa cum am ratat eclipsa de soare totală din 2000, cred că, de aici, de la București. Așa s-ar putea să ratez și cometa asta, pentru că mi-e lene să mă trezesc dimineața sau mi-e lene să pedalez noaptea undeva în afara orașului ca să o văd cu ochiul liber, mai ales că mi-au furat luminile de noapte de pe bicicletă și iată, trebuie să ajung și la Decathlon sau la alt magazin de biciclete ca să-mi iau lumini de noapte, că vestea reflectorizantă am, dar trebuie să am și lumini care trebuie să pâlpâie. Na, în oraș e voie să mergi fără lumini, pentru că se prezumă că e destul de luminată urbea încât să se vadă și bicicliștii și biciclistele. Pe când în afara orașului unde mă duc să caut cer luminat, cer senin, e musai să am lumini. Chiar dacă mă duc ziua încolo, la întoarcere trebuie să am lumini. Și cât de ziua poți să te duci ca să te întorci după miezul nopții? Adică, nu știu, la cât sunt țari sunt acum, nu m-aș avea îndura să fac chestia asta. Oricum, mi-am adus aminte de
prima tinerețe, de adolescență, când eram un visător care citea literatură fantastică, scria proză fantastică, participam la televiziune, la emisiunea Urania, Clubul Curioșilor, citind fragment din aventurile mele intergalactice. Dar de mult timp mă ocup de altceva. Mă ocup de cinematografie, de televiziune, de fotografie. Tot în adolescență am învățat să fac și acum, iată, am device-uri cu care fotografiez și public, bag pe Instagram, bag pe Facebook, bag peste tot. Mă ocup de drepturile omului și, iată, de vreo 6 ani mă ocup și de viața politică. Încerc să candidez. Am încercat de mai multe ori, am reușit să particip în 3 electorale în Republica Moldova. Și iată, s-ar putea să fie prima dată când voi participa într-o electorală aici în România. Primele alegeri se anunță să fie la toamnă, în 27 septembrie, alegeri locale generale pentru toate funcțiile de primari, președinți de Consiliu Județean, consilieri generali sau de localitate și de sector. Și iată vorba lui Vanghelie, mă gândesc să candidez la toate alegerile posibile, mai puțin la referendumuri, că am auzit că se pune la cale și un referendum și nu știu de ce, nu odată cu alegerile, ci decalat. Și e de discutat, acum pe timp de pandemie, să mai bagi oamenii odată în cabinele, în secțiile de votare, condițiile în care, iată, azi a fost un record de aproape 900 de îmbolnăviri confirmate prin teste pozitive în România și încă câteva sute în Republica Moldova, asta mi se pare periculos, nesănătos. Și mai ales că vom mai avea și alegeri parlamentare tot toamna urmă, tot toamna care vine, pentru că expiră mandatele și ale deputaților, mandatele primarilor și ale consilierilor au expirat în mai. Dar s-a votat o lege specială să li se extindă mandatele și deci alegerile s-au decalat și deja cu câteva luni. Dar mandatele parlamentarilor nu cred că vor putea fi întinse foarte mult, deci va trebui să se organizeze și alegeri parlamentare. Voi candida, ziceam, cu Verzii și de luni încep să strâng semnături. Am nevoie ca să mă registrez pentru sectorul 5, unde am de gând să candidez, unde, iată, sunt liderul filialei de sector al Partidului Verde. Deci am de gând să candidez și la funcția de primar și pentru un loc în Consiliul Local. Am nevoie de vreo 1500 de semnături cu rezervă ca să nu mi le brăcuiască, cum mi s-a întâmplat la Chișinău de vreo câteva ori. Și o să am nevoie de ajutorul vostru. Na, o să mă ajute colegii și colegele din filială și din alte filiale, pentru că ne-am gândit să instalăm corturi și să strângem semnături în tot orașul, pentru că oamenii circulă, umblă, da? Și dacă în Piața Victoriei cineva întâlnește pe cineva din sectorul 5, nu o să-l trimită la plimbare și să zică, uite, avem listele de la sectorul 5, pentru că, atenție, în România, spre deosebire de Republica Moldova, oricine poate strânge semnături și formularele nu sunt cu numere înregistrate de cec, cum sunt în Republica Moldova și acolo listele, numele oamenilor care strâng semnături sunt limitate, aprobate de cec sau de comisiile electorale de circunscriție, foarte strict și complicat. Pe când aici oricine poate strânge semnături, da, își asumă răspundere pentru conținut, și listele pot fi printate de oricine online și completate. Deci mă vor putea ajuta și cei care sunt la distanță, de oriunde, da? Și poate să-mi trimită prin poștă formularele. De luni încolo, până pe 18 august, vom avea o lună la dispoziție, mai puțin 4 săptămâni la dispoziție, ca să strângem semnături, să întocmim dosarele de candidați și să propunem lista și candidatul pentru funcția de primar la sectorul 5. Poate vom avea candidat și pentru un Consiliul General din București, depinde cât de organizați vom fi, organizate vom fi toate 6 filialele de sector de la Partidul Verde. Poate identificăm și un candidat bun pentru funcția de primar general, dacă nu vom merge doar pentru Consiliu. Așadar, începe o vară fierbinte la propriu, dar și periculoasă, pentru că noi, umblând după semnături, am putea să devenim victime, să ne infectăm,
Și mai grav, am putea să devenim agenți care răspândesc COVID și asta e periculos. Mi-am pregătit deja sticla cu spirit sau să-mi iau și alt dezinfectant, măști chirurgicale sau bandana ce e pe față și va trebui să comunicăm cu oamenii pentru că de mult am cerut autorităților să ne dea și vot electronic și posibilitatea de a colecta semnături online, dar nu catadixez să fac asta, doar au redus în jumătate numărul de semnături și birocrația, dar ceva a apărut în regulile lor cu semnătura electronică, nu e foarte clar ce fel de semnătură electronică, cine are semnătură electronică validă, oricum situația e complicată și așteptăm ca măcar în ceasul al 12-lea autoritatea electorală permanentă, guvernarea, să modifice legile, să facă ceva ca să permită și semnături online. Și dacă o să apară așa oportunitate, o să dau șfară în țară, mai ales pe internet, ca să fiu ajutat. Dar cum ies prin oraș zilele astea, am mers prin sector, am comunicat cu alegătorii și când văd că oamenii îmi recunosc vocea sau chiar mă știu pe nume, sunt optimist că o să adun semnături și așa, din casă în casă sau din ușă în ușă sau în locuri aglomerate, să treacă oamenii pe lângă mine, pe lângă noi, pe lângă cortul nostru. Și am convingerea că 1500 de semnături o să le adunăm până pe 17-18 august ca să putem candida. După aceea va trebui din nou încă o lună deja să facem campanie electorală, dar cum sunt eu de obicei cu buget zero sau cu cheltuieli foarte mici, poate că o să facem o campanie de colectat fonduri, dacă o să vrea cineva să ne ajute cu bani ca să facem campanie electorală, dar sigur nu o să ne facem bani, respoturi electorale la televizor sau temir ce, poate un tricou cu sigla partidului, poate un drapel pe care să-l port pe bicicletă, ceva modest așa, contez mai mult pe comunicarea cu oamenii, pe internet sau a Ievea, la piața Rahova, în Ferentari, la Pucheni și pe unde o să mai ajung eu. În sectorul 5 vreau să candidez. În Cotroceni, unde am fost azi, l-am filmat pe un nenic care juca squash de peretele cu barelieful de lângă Academia Militară din Cotroceni, săracul om, pentru că primăria nu s-a gândit să-i facă astfel de posibilități, de oportunități, de exemplu, un parc cu Bazilescu de alături. Romnicianu Bazilescu în altă parte, le încurc. Deci asta e despre alegerile mele pentru care mă pregătesc și pentru care mă gândesc să vă rog să vă pregătiți și voi. Să nu vă aud cum mi-aud deseori pe oameni zicând gata, m-am săturat de toți îți hoți. Nu chiar toți îți hoți. Vă rog să admiteți. Foarte mulți n-au avut niciodată ocazia să ajungă în funcții publice din diverse motive să se manifeste. Nu, las că toți îți buni la început. Da. Unii sunt buni la început, alții sunt buni mai spre final. Dați-ne ocazia unor oameni noi, cum suntem noi ăștia de la Partidul Verde, cel puțin în filiala pe care o conduc eu, dați-ne ocazia să ajungem în funcții publice și să ne vedeți la treabă. În Consiliul de Sector sau în funcția de primar sau viceprimar sau în Consiliul General al Capitalei. Dați-ne ocazia să vedeți cum îi veghem pe politicienii impostori care au fost până acum la guvernare și care vor să mai rămână sau vor să revină, cum e fostul primar Vanghele, sau vor să se mute, cum e fostul primar din sectorul 4, Piedone, care vrea să ajungă acum în sectorul 5, se pare, și alte astfel de personaje. O să încercăm să îi împiedicăm sau să îi deranjăm după aceea dacă ei reușesc totuși să ajungă în acele funcții. În dependență de rezultatele de la locale, o să ne facem planuri pentru alegerile parlamentare generale. S-ar putea să candidez pentru diaspora, să merg să fac campanie în Republica Moldova, s-ar putea să candidez aici în București, dacă o să am rezultate bune și oamenii o să mă vrea. Dacă ajung primar de sector 5, nu o să mă duc în Parlament, o să rămân să-mi fac datorie față de oameni pentru care mă vor vota. Dar iată că pe 1 noiembrie avem alegeri dincolo și chiar azi s-a anunțat candidatura, de parcă nu era clar că ea va fi, candidatura Maiei Sandu din partea
Partidului Acțiune și Solidaritate, sau nu știu cum se numește partidul cel al ei, cu inițiale mici, nu majuscule, PAS. Și m-am gândit că acolo n-am de gând să candidez în Republica Moldova, măcar și pentru faptul că sunt necesare 15.000 de semnături, iar eu nu am partide și nu am posibilitate să le adun, pentru că acolo e COVID și dacă intru 2 săptămâni voi sta în carantină, motiv pentru care n-am putut să particip nici la procesele de judecată, am avut la curtea de apel vreo 2 citații și nu m-am dus din cauza asta la Chișinău, iar acum pe 5 august mă așteaptă Centru pentru Date Personale, nu știu câta oară mă citează, și spun oameni buni, dacă mă duc, 2 săptămâni intru în carantină, nu mă duc nicăieri, bine, la curtea de apel nici nu reușeam să vin la ședință dacă respectam carantina. Iar la ăștia, ce dată e azi? 18 până pe 5 august ar fi 2 săptămâni să ies din carantină. Dar eu ratez cariera politică, să zic așa, dacă mă duc în Republica Moldova cu 2 săptămâni înainte ca să vin la ședința lor de pe 5 august. Așa că facă ce vor, nu știu cine s-a plâns pe mine că i-aș fi încălcat viața privată, putea să se plângă la YouTube sau la Facebook, nu? Pentru că activitățile mele sunt toate online, iar în Republica Moldova n-am mai fost din februarie. Deci nu voi candida la prezidențiale, ba mai mult, probabil, o voi susține deschis și curajos pe Maia Sandu, pentru că nu văd niciun candidat mai bun decât ea. Nici Bătăușu, Octavian Țicu, și doctor în istorie, și campion la box, dar s-a manifestat de atâtea ori în mod lamentabil și când era ministru și de când e deputat, încât nu mi inspiră deloc încredere. Iar Dorin Chertoacă, vă amintiți, 11 ani a fost primarul dezastruos al capitalei, s-a compromis și el și unchiul său și Partidul Liberal din care a făcut parte și acum a încercat să încropească în jurul aceluiași Partid Liberal și cu o mișcare unionistă. Și-a adus el aminte că asta ar putea să aducă voturi și iată, în numele acelei mișcări unioniste, el vrea să candideze la președinție. Se pare că are deja vârsta pentru a candida, are mai mult de 40 de ani. Nu mă interesează nici Dorin Chertoacă și nici cine alți candidați ar putea să mai apară. Prietenul lui de la Comitetul Helsinki, unde altă dată făceau multe maltrapazlicuri, Ștefan Urâtu sau generele lui Teodor Cărnaț. Nu mă interesează. Cred că e timpul ca Moldova să aibă politiciene de top, de vârf, în funcții de vârf. E timpul ca Republica Moldova să ia fața României, de exemplu, și să aibă președintă femeie după ce a avut speaker de parlament femeie și și președintea guvernului sau prim-ministră de vreo câteva ori. Valeriu, înțeleg că vrei să intri, dar mai bine îți dau link la Jitsi. Nu mă suna pe Viber. Sau, na, pot să te sun eu acuși de pe computer, pentru că acum mi-a intrat doar pe telefon. Da. Ia să încerc eu, dar să-l sun pe Valeriu dacă vrea și el să intre în direct, să se dea cu părerea. Da, Valeric. Salut! Da, noroc. Stai să te fac full screen și să te bag în emisiune, dar tu acum deja te auzi. Ok. Am auzit că te expui o leacă despre politică și mai ales despre politica din România de Est, că la toamnă, pe 1 noiembrie, posibil să aibă loc alegeri prezidențiale. Și îți expui părerea pentru o candidat. Eu sunt mai sceptic, că militez pentru lichidarea în genere a instituției prezidențiale. Noi nu avem nevoie de instituția prezidențială. Ar fi mult mai și bani în economisi. Și în genere, mult mai puține probleme am avea dacă n-ar fi instituția asta ca atare. Sau dacă cum era, măcar s-a fost așa prin vot parlamentului, sau cum a fost Nicolae Chimoft, i-a dat acolo un os și îl ținea în cușc, nu dădea, că nici tare mult nu vorbea. Și într-un fel sau altul încă îl mai suportam instituția asta. Dar când a venit curcanul ăsta la
în prezidentură, numai necazuri avem din cauza lui. Și așa că eu consider și bani cheltuiți de la 14 milioane, pare mi se, sau miliarde, milioane, pare mi se, că întreținerea lui și turismul lui prin diferite țări, au ajuns în decurs de 3 sau chiar 4 ani, da, 4 ani, am ajuns practic triplare, de la 14 și la 30 milioane. Deci, întreținerea lui și a tot suitii lui și a castelului și ala. Deci, e o risipă de bani iurea, care nu face nimic, numai se ocupă cu demagogii și apără într-un fel sau altul interesele Federației Tataro-Mongolii. Și aici, Iuleac, nu-mi place chestia asta, dar s-a fost, chiar să presupunem că vine Maia sau cu un candidat foarte bun și, nu știu cum, necorupt, oricum n-ar să facă nimic. Și eu socot, eu părerea mea personală este că ar fi mai bine de boicotat alegerile astea, că cine n-ar veni oricum n-ar să facă nimic. Maia și-a arătat ce-a putut de făcut în jumătate de an, practic nimic. Asta e părerea mea, n-am susținut pe nimeni și nici nu mă gândesc. Nu știu care e tema ta mai departe, evenimentele și protestele care să aibă loc, nu știu dacă putem să ne expunem și să discutăm. Da, te rog, despre protestele de mâine chiar aveam de gând să abordez tema. Nu știu, tu cel puțin mi s-a creat așa o impresie că tu nu prea le susții într-un fel sau altul protestele. Presupun că e din cauza pandemiei și text nu suferi oameni să nu se răspândească cu vizii. S-ar putea să ai pe de-o parte dreptate, dar este și o altă dreptate unde sunt oameni care nu prea, spunem așa, nu prea au și pierde. Și dacă o să se îmbolnăvească, eu zic, da, și deja. Într-așa o situație am ajuns noi și ne-a adus guvernarea asta. La o situație în care omul deja nu se mai teme de boală, asta e. Și cred că mâine să fie poate mai mulți, poate mai puțin decât au fost alaltă e protestul veteranilor. Presupun că să fie mai mulți, că e duminică, e zi de odihnă și oamenii cred că net, o să mai vie, să mai tragă prin centru. Și Chișinăul și-a puțin așa, măcar pe o oră, două, să caște gura. Poate implicare masivă n-o să fie, dar un număr de câteva mii, eu presupun că o să fie de protestatari. Da, până la urmă nu contează numărul, Valeriu, contează ce fac oamenii cei la protest. A, și da, cred că vrei să spui că poate și să altercheze sau să aibă loc careva... Provocări. Provocările nu au venit din partea veteranilor, au fost chiar în mijlocul lor acolo, provocările au venit din partea poliției. Veteranii au ce un cort, și pur și simplu l-au blocat, nu au vrut să dea cort și ala. Deci, intenționat, eu cred că o provoca veteranii și au început o altercație, să împinge unul pe altul și până la urmă a ajuns la arestarea unor veterani, calici și dus la izolator. 8, dacă eu nu greșesc, sau 9 veterani arestați și dus. Eu și limâna cu caz, cu electroșoc, eu scos de acolo. Dar asta e una. Ceea ce într-o luare de cuvânt a oficială secretarului de stat din Ministerul de Interne, a zis că au avut de suferit 10 polițiști, 4 carabinieri, nu știu ce acolo. Ei chiar dacă au avut de suferit precis nu din partea veteranilor, ei între dânsi e posibil să îmbulzeau, să călcau unii pe alții și să o apuca de mânt. Deci când merge rândul ăsta de carabinieri și ne împingeau, erau 3 rânduri sau 4 chiar de carabinieri, și țineau, spunem așa, legați unul de altul cu mâinile, da? Și posibil din ei însăși coloana asta sau și rândul ăsta de carabinieri, ei singuri între dânsi posibil s-au făcut careva leziuni și daune corporale sau și mai... asta numai ei puteau să le facă, nu pute veteranii să le cauzeze așa leziuni corporale cum ei se jăluiau acolo pe în secretarul ăla de stat al Ministerului de Interne. Asta am vrut să spun. Și încă o observație, deși consider că e provocare, că am făcut încă de ziua, când era protest, am făcut un cerc în jurul Parlamentului, pur și simplu, așa, din curiozitate să văd ce armată de carabinieri au adus. Nu erau, cel puțin eu n-am observat mulți, dar toți erau... să spunem așa, în
Moldova sunt patru unități militare de carabinieri. Una e la Comrat, două la Chișinău și una la Bălți. Păi, la Comrat e, spunem așa, în limba rusă, exclucitina sau except doar numai militari în termeni care sunt de pe loc, găgăuși. Deci, și am observat lucrul ăsta când trecem prin jurul Parlamentului, că era unitatea asta militară, da? 10-45. Anume ea, unitatea militară din Găgăuze. Deci, nu, deși în Chișinău sunt două unități, puteai să suplinești numărul ăsta de carabinieri, cred că să ajung eu din două unități de carabinieri. Dar eu am făcut intenționat, nu eu scos, cred că, pe ăștia din Chișinău, băieți, dar anume eu adus pe cei din Comrat, că este un fel de geopolitic, chestie de genul ăsta, că un carabinier, cred că din Chișinău, n-ar fi ridicat mâna împotriva unui veteran. Pentru că în așa din Găgăuze, dacă Dimitel i s-a spălat pe cap prostii, cu România, cu jandarmul român și chestii genul ăsta, ești normal că el cu ușurință o să ridice mâna, bâta, să ișească mâna la același veteran de război. Deci asta intenționat s-a făcut. Eu mă tem totuși că nu intervin carabinierii. Carabinierii erau acolo doar de acoperire, au intervenit nu, scutul, erau. Regimentul scut care-i mai e și care-s pregătiți anume pentru asta, dacă nu cumva și fulgerul. Erau și carabinieri. Păi că erau, nu neg, dacă au intervenit scafandrii, ce e? Scafandrii erau din scut. Nu, din carabinieri. Ok. Militari în termen, adică. Crezi că militari în termen, aceia instruit jumătate de an, aceia știu ce să facă. Nu, nu, Valeric. Da, și noi bine, știm bine. Cum facem. Bine, bine. Chestia între aceea când 2000, când am slujit eu, pentru că am 2005, pare, 2006, așa am uitat anul. Erau niște proteste roși care le făceau. În 2005, 2006, pare mi se, da? E, el și în 2002 a făcut la televiziune, multe au fost. Păi, pe noi ne scotea pe alarmă de fiecare dată când roșca și așa, 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 noaptea mai ales, la 3, la 4 dimineața, ne scotea și ne arma pe platou și dăm în regim de alertă, să spunem așa. Așa că și pe noi ne gătești, pe carabinieri în termen îi gătesc scuturile, asta vă și gătesc, da, dacă ar fi intervenit carabinierii, nu cred, acum, la altercațiile de alaltă ieri de la da. Protest. De ce nu crezi dacă ei au fost, este în siglile lor carabinieri, au fost și de la scut, cum tu zici, dar au fost și de carabinieri, unde iau în sigla asta roșie, dacă vezi în sigla pe umăr roșie, îți dai seama că asta e carabinier. Ok. Am mulți nu-i cauți. Probabil... Nu-i întoarci cu spatele, că în spate chiar scrie că e carabinier, dar și chiar și în față aici, e cu son așa, scrie carabinier. E posibil oricum că erau de cei angajați și nu din militari în termen. Eu nu cred că militari în termen sunt capabili să facă ceva, chiar dacă îți găgăuzi, cum zici tu. Și oricum nu-i suspectez pe băieții ăștia din armată sau de unde să iei de la... Nu ei au provocat, altercat să-i spun că ofițerii de poliție, care nu au permis să iei cortul din mașină și să-l duc în piață. Invers, am vrut să zic pe veterani, nu-i suspectez că ar fi dintre cei mai pașnici. Mi-amintesc că de câteva ori eram să iau și eu bătaie pe la diverse proteste când nu le plăcea cum îi criticam. A, e că e... nu exclud. Na, sunt oameni de la armată, de la război. Chiar dacă printre ei e și colegul nostru din Hyde Park, Tudor Pânzari. Dar eu tare mă tem că... protestele astea ale veteranilor sunt manipulate din spate și că ei nu prea știu ce vor. Am văzut chiar azi un live cineva transmitea și ei strig acolo, amenință, ne ducem să facem. Ce poți să faci cu ordinea constituțională în piață? Nu poți să faci nimic, la alegeri doar poți să faci ceva. Dacă vrei să faci revoluție, așa își spune, că fac revoluție, dar asta va fi cu vărsări de sânge și tot așa. Și trebuie să știi ce vrei la revoluția aceea. Că vrei să-l dai jos pe Dodon și să-l pui pe Candu în loc, mersi, mai bine nu. E, posibil ai dreptate. Eu am încercat să sugerez, scriem în mesaje private, că ei doar, cerințele lor, practic, se refereau doar la veterani. Și în mare parte societatea nu i-a susținut, că păi și am să apăre eu interesul veteranilor, că ei acolo cereau o indemnizație 3.000 de lei, cereau careva scutire de plata comunalilor, mai cereau mai mult.
Și societatea nu s-a prezentat, e simplu. N-am, eu și scaut acolo dacă n-am de câștigat nimic. Și le sugeram, le-am scris pe mesaj privat Messenger, zic, poate includeți în cerințele voastre să abordați societatea, ca să vă susțină, să iasă societatea, de exemplu, asigurarea unui minim de existență, ca de exemplu. Și n-am primit încă răspunsuri. Nu știu, a se includă mâine pe, spunem așa, ordinea cerințelor sau n-a se includă. Dacă va include, eu cred că și asta ar însemna că protestul nu este politizat, dar anume este un protest al societății din care se ceară niște reivindicări a unei situații economice foarte proaste din care ne aflăm și cumva într-un fel sau altul să ieșim din ea. Cum asta s-ar de lua bani? Simplu. Iarăși ajungem la lichidarea președinției. Eu mi-e cunoscut 40 de milioane. Mai lichidăm și raioanele care sunt de prisos. Mai economisim acolo câteva sute de milioane sau chiar miliardul întreg. Și găsim. Debirocratizăm statul, îl facem mai minim și cred că se poate de reușit de găsit bani ca de asigurat populația cu un minim de existență. Mulțumesc, Valeriu, pentru participare. Asta e. Vreun... O zi bună. Da, dacă vrei să mai intervii, dă vreun semn și te reinclud. Ok, eu as intru pe Facebook, dar pe urmă am să scriu, as mai sun o dată sau as scriu un mesaj. O zi bună. În regulă, noroc. A fost Valeriu Gușan. Până mai ieri muncitor moldovean migrant în Polonia, acum a revenit, a stat 2 săptămâni în carantină acasă și iată are chef de proteste. Și în București, și în România au loc proteste, dar ies tot felul de... Am vrut să zic ceva urât, dar o să zic doar sceptici în privința existenței COVID-ului sau a utilității măștilor. Iată, azi președintele Iohannis a promulgat și legea despre carantină și ei au zis, gata, s-a terminat libertățile. Da, băi, bine că în timp de stare de urgență nu vi se terminaseră libertățile. Acum v-ați adus aminte voi de drepturi și de libertăți. Dar iată câteva sute, dacă nu chiar vreo mie de oameni au ieșit la guvern zilele trecute și cereau, dar n-am înțeles exact ce cereau. Una bocea acolo, alții scandau, garci au ieșit, despre care s-a aflat recent că era și turnător la securitate în timpul armatei. Și zicea că conspirația mondială vrea să ia afacerea. Care conspirație mondială, băi? 14 milioane de oameni confirmați cu COVID, 600 de mii au murit, cât toată populația Chișinăului în lume, au murit, gata. S-au prefăcut, au acceptat bani cât au acceptat, dar au murit oamenii ăștia. 600 de mii cât populația Chișinăului au murit în lume și poate să moară 6 milioane pentru că 100 de ani în urmă când a fost altă gripă din asta, se numea gripa spaniolă, dar ea pornise din America, de fapt după aceea s-a aflat. A omorât câteva milioane de oameni, mai mult de 10 de milioane de oameni, cam cât omorâse războiul întâi mondial, da? Când începuse în 18-19, cam s-a sincronizat cu războiul întâi mondial. Și atunci oamenii tot așa se păzeau doar cu măști, după aceea au făcut o relaxare după prima lună și în valul 2 au venit și s-au îmbolnăvit și au murit o grămadă. Acum... Măcar oamenii de știință se uită în microscop, știu să găsească vaccină, îl testează. E posibil în câteva luni să avem vaccinul. Acum avem alte posibilități să ne păzim. Ba mai mult, sunt unde ultraviolete, putem să facem dezinfecții, mănuși de latex, atunci nu exista așa ceva. Avem mult mai multe posibilități să ne păzim. Și uite că apar covidioți din ăștia care zic, nu ne interesează că noi vrem să ne trăim libertatea. Bine că nu v-ați trăit libertatea până acum și n-ați ieșit la protest până acum. Acum aveți nevoie de protest. Și nu le place legea că de ce să ne interneze dacă suntem contagioși? Pentru că vă infectați familie, pentru că vă infectați neamurile. La Chișinău am auzit că deja se falsifică și rezultatele.
ca să se angajeze cu rezultat negativ de COVID, ca să plece pe psihotare sau ca să se interneze cu rezultat negativ de COVID. Dar omul e infectat și infectează tot spitalul. Cum a făcut aici un polițai care n-a recunoscut că a fost pe psihotare, nu l-au testat și a infectat tot spitalul Ministerului de Interne. Dar el n-a spus pentru că era rușine, pentru că s-a dus cu amanta în Turcia sau în Israel, nu știu pe unde a fost. Și s-a îmbolnăvit și soțul amantei și neamurile lui și tot spitalul. Și acum e un dosar penal, dar tare mă tem că nu o să se termine cu nimic. Cristian Marin de la Ploiești zice că vreau un partid nou, nouț, ceva, care n-a mai fost vreodată în politică. Din cele clasice m-am săturat. Ei bine, cât am așteptat noi partidul ăsta nou, Partidul Verde, el deja s-a învechit. În Europa e de mult la modă să se voteze verzi și iată, de o vreme, verzii au ajuns chiar la guvernare. În Germania, de exemplu, se pare că au intrat în Parlament în Irlanda, se pare că au ocupat primării de orașe mari în Franța. Și la nivel european e a patra forță politică, verzii. Și nu se ocupă doar de ecologie. Se ocupă și de drepturile omului, și de drepturile animalelor, și de funcționarea legilor, și stat de drept, luptă cu corupția, luptă cu sărăcia, vor echitate socială. Însă așa, niște liberali socialiști verzi ăștia. Dar obsedați de mediu, de încălzirea globală, de drepturile animalelor, de diversitate, de drepturile omului. Și Cristian Marin zice că voi vota Partidul Verzilor și îi mulțumesc pentru încredere. Nu știu ce fel de candidați avem la Ploiești, dar Cristian Marin, ai în vedere că de luni poți începe să strângi semnături și poți candida chiar dumneata dacă susții Partidul Verde și vrei să ai verzi în Consiliul Orășănesc sau în Consiliul Județean, Ploiești, Prahova. Dacă vrei să ai verzi, încearcă să candidezi chiar dumneata sau caută, vezi pe site-ul nostru dacă avem filială în Prahova și aderă, ajută-i pe acei oameni să înainteze candidaturi bune, că altfel s-ar putea să n-ai pe cine vota și să ai de ales între galbeni, roșii și poate varianta albastră sau pestriți de tot felul, cu Ponta și cu PMP, cu Măr și cu tot ce vrei. Pe Maia Sandu susțin și eu, tot Cristian Marin zice în comentarii. Îmi place doamna și vreau să dau credit femeilor în politică. Și eu, dacă aș găsi o candidată bună, credibilă, consistentă pentru primărie sector 5, aș înainta-o cu mare plăcere și aș zice, oameni buni, vă rog să o susțineți pentru că eu o susțin. Deocamdată n-am identificat, foarte puține femei avem în filială și niciuna încă nu își dorește să se implice. Dar poate după ce pleacă cometa asta, Neo-Wise, să prindă femeile curaj și să vrea să intre și ele mai serios în politică. Să vedem și comentariile de pe YouTube, pentru că acum le-am citit, până acum le-am citit doar pe cele de pe Facebook. Valeriu Gușan spunea că în România de Est trebuie de redus angajații publici, adică polițiștii, procurorii, primarii, consilierii, dar se pune întrebarea ce vor face studenții care termină dreptul sau ASEM. În România avem 1 milion de funcționari publici. 1 din 20 de oameni e angajat la stat și unii dintre ei sunt total inutili. Dacă județele sunt prea mari ca entități și aproape că nu se întrețin, ce să mai zici de raioane? În România sunt 40 ceva de județe, în România sunt 30 ceva de raioane. Și de câte ori e mai mică Republica Moldova. Deci, dacă județele deja se cer la regionalizare și la compactare, dar raioanele cât de expirate sunt și câți oameni sunt acolo mâncăi și care n-au deloc puteri, dar sunt clientele de partid și în primării și în consiliile raionale și în preturi sau ce mai sunt pe acolo, prefecturi. Dar dacă oamenii... Mi-au zis oamenii că Valeriu nu s-a auzit. Îmi pare rău, pe YouTube probabil nu s-a auzit. Sper că pe Facebook măcar s-a auzit. Oricum, probabil
Înregistrarea de pe Facebook o să o salvez și o să o încarc pe YouTube ca variantă alternativă. Îmi pare rău. Oricum, Tudor Sârghi îl citează probabil pe Valeriu Gușan din alte intervenții ale lui publice, nu din cea de acum, pentru că nu l-ar fi auzit nici el. Cam astea erau comentariile și de pe YouTube. N-am găsit filiala Prahova, în schimb am dat peste o adresă de e-mail. Să scriu un mail să văd ce și cum. Da, te rog, Cristian, întreabă administrația dacă avem filială în Prahova. Dacă nu, poate te ocupi chiar dumneata să creezi filiala și să strângi semnături sau încearcă să candidezi independent. Dar ne-ar place să candidezi și din numele partidului. Totuși, nu știu dacă o să poți candida singur, să faci o listă pentru Consiliul singur, numai dumneata să candidezi. Oricum îți va trebui 1% din numărul de alegători să aduni semnături și singur va fi foarte greu să aduni. Și îmi închipui că și la nivel județean și la nivel de oraș e o sumă mare de adunat, că orașul e totuși mărișor. Nu știu ce populație are, dar probabil e cât sectorul meu, deci probabil o să trebuiască cel puțin 1000 de semnături. Planeta noastră e la 8 miliarde și mai marii lideri ai lumii vor să reducă populația, zice Tudor Sârghi și se referă la 8 miliarde de locuitori, populația planetei, aproape. Acum suntem la 7 miliarde și aproape 800 de milioane. Iar China e cea mai poluatoare țară din lume. Nu știu, depinde ce ei, dacă te referi la poluare industrială, s-ar putea să o ajungă din urmă și Statele Unite și Brazilia și ce alte țări mari mai sunt. Poluarea umană s-ar putea să fie și din India foarte mare și Rusia, știu că poluează, au fost niște accidente periculoase, toxice în Siberia zilele trecute. Dar poate, per total, nici nu-i de mirare, la aproape 1,5 miliarde cât au ei populația și poate a doua putere economică a lumii, poate că statistic China e cea mai poluatoare, dar asta nu înseamnă că nu suntem și noi vinovați ăștia care poluăm în măsură mai mică. Și poluarea nu are granițe. Poluarea din China vine la noi, de la noi se duce la ei, afectează starea mediului la nivel global. Deci, iată, nu vă mai feriți, nu vă mai temeți de globalizare. Trebuie să învățați să trăiți cu globalizarea, pentru că ea există. Nu doar în internet, să ai un gadget cu care să poți comunica cu video, cu audio, cu holograme, direct cu Australia, cu Siberia, cu Brazilia, cu California, cu toată planeta. Inclusiv poți să vezi în direct și pinguinii din Antarctica. Dar și globalizarea asta ecologică, globalizarea fenomenelor meteo, ați auzit 37 de grade căldură la cercul polar, tot așa au fost vreo 28 de grade căldură în Antarctida și invers, ninsori, vă amintiți că a nins acum 2 ani în 22-21 aprilie, eram la Chișinău când s-a făcut așa un strat de zăpadă. Și alte fenomene extreme. Nu mai zic de tornade care s-au observat pe aici prin Bărăgan și au fost și în alte părți. Mare parte e din vina activităților umane, mai ales cele industriale, dar și foarte multe mașini, toată lumea se simte obligată să aibă câte o mașină de fiecare membru de familie și să meargă cu mașina și la magazin și la școală și la plimbare și peste tot cu mașina și n-au unde să le parcheze pline orașele intoxicate de mașini, iar în centru stau în trafic câte 2 ceasuri în drum spre serviciu și 2 ceasuri înapoi, dar așa insistă să iasă cu mașina și să parcheze oriunde, să riște amenzi sau să fie înjurați de toți oamenii, cum azi am văzut în sectorul 5 că am pedalat și unul și-a pus mașină din asta, 4x4, pe diagonală, că tot trotuarul, abia dacă încăpeai pe o coastă pe lângă ea. Și-am chemat poliția, dar a venit prea târziu că ăla deja plecase. Și Rodica Untilă,
ne salută, dar nu știm de unde ne scrie. Zice că a învățat la Jordan University, știință și tehnologie. Am putea să vorbim despre scepticismul ăstora care se îndoiesc de existența COVID sau de eficiența măștilor sau sunt convinși de conspirația mondială că Rothschild sau Bill Gates sau nu știu care are nevoie de cât mai multe cifre de bolnavi de COVID și că vor să-ți bage vaccinul obligator și cu tot cu chipuri și alte tâmpenii din astea. Am putea să discutăm și despre asta, mai ales cu oamenii care au trecut printr-o facultate și știu despre ce vorbesc. Dar nu știu dacă o să mai am timp în perioada asta electorală. V-am zis, o lună voi fi ocupat cu colectare de semnături și după aceea încă o lună voi fi ocupat cu campania electorală propriu-zisă, dacă vom fi înregistrați și va trebui din nou să comunicăm cu oamenii, fie online, fie aievea, să comunicăm despre ideile noastre electorale, despre proiectele noastre electorale. Și numai să termin o electorală, începe alta. Și vă ziceam că e posibil să fie și un referendum legat de campania aceea pentru care a semnat multă lume, cred că și eu, fără penale în funcții publice. Cristian Marin ne asigură că s-a auzit bine pe Facebook, dar nici n-am zis că nu s-a auzit pe Facebook. Am spus că s-au plâns oamenii de pe YouTube că nu s-a auzit, Valeriu. Ne mai spui ceva despre pedalat? Ce părere ai despre biciclete și dacă îți plac? Dubi Junior, nu cred că trebuie să vă spun despre asta. Despre pedalat nu se vorbește. Despre pedalat se pedalează. Și iată, eu pedalez cam în fiecare zi și azi am făcut 20 de kilometri și alaltă ieri am făcut 20 de kilometri prin București, prin sectorul 5 și mâine mă gândesc să merg cu Sergiu, i-am promis că îi arăt cimitirul Belu, a zis că vrea să vadă unde e mormântat Eminescu și cine mai este pe acolo, e un Luca Caragiale, cel născut la Haimanale. Într-o mahala a ploieștilor. Și o să mergem după aceea din nou prin sector, pentru că cimitirul Belu e fix la marginea sectorului 5 cu sectorul 4 și vom merge din nou pe sector să comunicăm cu viitorii alegători și alegătoare din sectorul nostru. Vă spuneam că s-ar putea să fie interesante și necesare pedalări prin tot orașul dacă vom reuși să încropim o echipă pentru Consiliul Municipal General al Bucureștilor. Dar deocamdată ne întindem cât ne ține plapuma, ne organizăm pentru sectorul 5. Cam atât am avut să vă relatez și vă mulțumesc că mi-ați acordat atenție. Revin la ce spuneam despre prezidențiale. Nu am de gând să merg în Republica Moldova și să candidez acolo pentru că am pentru cine vota și eu tot cred că poate fi redus aparatul de stat, poate chiar să renunțăm și la funcția de președinte, dar asta nu înseamnă să boicotăm alegerile prezidențiale. Și cred că e timpul ca Maia Sandu să ajungă președintă, să se manifeste și în funcția asta. Am avut multe ce să-i reproșez când a fost ministra educației și prim-ministră. Și m-a deranjat și când a fost concurentă cu mine în circumscripția 50 pentru Parlament, pentru că n-a comunicat deloc și am încercat să colaborez cu ei și să cumva coordonez să nu candidăm pe aceeași circumscripție și iată s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Totuși nu văd un politician mai bun, mai promițător decât ea în mocir la cei din Republica Moldova și de aceea nu doar că voi vota-o, sper să pot participa la alegeri, ci chiar o voi promova. Adrian, ești în direct. Eu o să revin mai târziu, deoarece am o întrebare privată la tine. Ok, dar mai târziu. În 5 minute cred că închid. Mulțumesc.
credeam că omul m-a văzut că e în direct și a vrut să vorbească în direct și de asta l-am pornit. Da, asta e situația. Unii, adică cei mai mulți nu se uită la ce fac eu pe Facebook, mai ales că nu fac pe profilul meu de bază, ci fac pe paginile mele de campanie. Ați văzut că ambele pagini de care dispun le-am redenumit pe Facebook. Una se numește cu verde și alta se numește, evident, tot cu verde. Dacă aveți idei ce și cum mai pot să fac în această campanie, vă rog să mi le împărtășiți cu mesaje private sau public în comentarii la ce am transmis acum în direct. Și haideți să facem schimbări, haideți să facem bine, pentru că rău a fost destul. Eu sunt în Olanda, zice Dubi Junior. Aici se pedalează foarte mult. Au infrastructură bună pentru asta. Bravo, aștept video, fotografii sau mărturii text de acolo. Poți să intri și aici în direct. Ați văzut, am afișat până acum posibilități de participare în direct pe Viber, pe WhatsApp sau pe... Nu, pe WhatsApp nu mă puteți suna, puteți doar să-mi scrieți. Pe Viber, pe Skype și pe Facebook Messenger, dar numai audio veți putea să mă sunați. O să vă pot eu să vă sun pe Facebook audio. Sau ați fi putut să comentați text, dar n-ați îndrăznit niciunul, de aceea... am citit comentariile celor care au avut curaj. Înțeleg că a murit un activist de drepturile omului zilele astea sau chiar azi, dar nu pot să urmăresc tot ce se întâmplă în lume. Totuși, cu mult interes, când am o nevoie fizică să mă duc să mă întind, pun televizorul și mă uit la BBC, mă uit la CNN și, evident, mă uit la știrile din România să văd ce se mai întâmplă, puțin sau la dezbateri, iar seara la 6... aproape în fiecare seară mă uit la știrile de la TVR Moldova, care sunt retransmise de TVR 3 și care e pe canalul 129 în grila de programe la serviciul Digi RCS RDS pe care îl folosesc eu. Ceea ce înseamnă cam asta e atitudinea Bucureștiului oficial și a opiniei publice din România față de Basarabia, cam pe locul 129. Gabriel Estrate mă roagă să-l sun să participe probabil în emisiune și l-am prevenit că va putea vorbi doar audio. Bună seara! Da, salut! Salut! Ce vreau să spun? Mă numesc Istat Cristian, apar din Partidul Verde Belgia. Wow, mă bucur, coleg de baricadă, da, ca să zic așa. Da, ce putem vedea și cu video sau e numai audio, Oleg? Nu, putem, pot să-ți dau doar link la transmisiunea asta mea dacă vrei să-ți instalezi aplicația Jitsi. Nu, durează mult, dacă știam, da. Eu acum am văzut live-ul tău. Am văzut că ți-ai o sesiune video, un live video despre biciclete, despre plimbarea cu biciclete, despre pistele de biciclete. Da, mod sănătos și ecologic, curat de viață și de locomoție. Da, este ceva interesant pentru care în România, spun sigur că văd că trăiești în România și tu, dar că ești din Moldova. Și bănuiesc situația și Moldova e la fel ca și în România. Toți suntem jură, toți suntem scripuri și mai să dai cu mașina peste tine. Aici așa vă spun sigur în Belgia că dacă dai peste un biciclist, e 2 ani de pușcărie. Nu știu să mai direct. Păi, na, probabil chiar așa este, nu? Deci eu o să-ți transmit, o să-ți trimit mâine niște poze. Nu m-am pregătit pentru că am ajuns și de la muncă, azi am fost la muncă, pare că sunt în concediu. Eu în fiecare zi fac câte 10 km, de 10 km în toți, de la casă până la muncă și de la muncă până acasă înapoi, cu bicicleta. Mie îmi place foarte mult să merg cu bicicleta,
Soția mea, tot la fel, suntem o zi de zi cu bicicleta, facem unul de 20 km. De ce facem treaba asta? Ca să lămurim pe toată lumea. Aici și regulile pentru bicicliști sunt la fel, pentru, la fel ca și regulile pentru conducătorii auto. Ai pista ta de biciclete marcată cu roșu, o să primim mâine niște poze, și ai aceleași reguli de circulație ca și pentru mașini, înțelegi? Adică se circulă pe partea dreaptă tot timpul, nu ai voie să mergi cu bicicleta pe contrasens, plătei amendă 80 de euro. Bicicletele trebuie să fie penalizate corespunzător cu becuri de iluminat pe timp de noapte, pe timp de zi nu e nicio problemă. Amenda tot la fel variază între 60 și 80 de euro. Numai că aici poliția este mai înțelegătoare. Mi s-a întâmplat mie personal să nu meargă luminile pe spate și mi-au zis să ai două variante. Ori e amendă 80 de euro, ori mergi pe lângă bicicletă. Am zis, da, mă scuzați, am înțeles. Am mers 20 de metri pe lângă bicicletă și după asta m-am suit înapoi pe bicicletă și am mers mai departe. Adică nu este cum este în România, știi, alergătura asta după să dai amenzi, să jefuiești omul, să îți bagi joc de pur și simplu de omul care într-adevăr îi place să meargă cu bicicleta. Aici și pe timp de pandemie, pe timpul coronavirusului, lui vreau să spun că au fost niște restricții, apropo și de pandemie, dacă îmi permiți, dacă nu închei subiectul. În regulă. Să spun cum a fost o pandemie în Belgia. Pandemia în Belgia a fost în felul următor. În toate supermarketurile se intra cu mască în mânuși, da? În starea de urgență vorbesc, nu în starea de alertă, cum e acum. Se intra cu mânuși de plastic și cu mască la față. Pe stradă era obligatoriu masca, dar nu toată lumea a purtat, cred că 86% nu purtau mască. Dacă nu aveai mânuși sau mască la intrare în supermarket, avem câteva supermarketuri mari, nu dau nume să nu facem reclamă, ți se oferea gratis din partea supermarketului. Am fost prin parc fără mască, împreună cu soția m-am plimbat, chiar vorbeam cu o mătușă de-a mea din România și am arătat, poc timp, voi vă duceți în grădina publică, într-un parc în Bărlat, și toată lumea trebuia să poată obligatoriu masca. Aici așa nu a fost obligatoriu masca. Da, într-adevăr, se păstrează distanța socială, pentru că oamenii înțeleg că tot timpul cât ești cu soția. Hai să fim serioși acum. Tu dacă ai fi cu soția, da? Pe stradă. Și mergi de mână cu dânsa. Legea spune să poți mască, da? Să te protejezi, să păstrezi distanța fizică, nu socială, că distanța socială e cu totul altceva, cum spune ăștia la televizor. Distanța la fizică, da? Dacă nu ajungi acasă, nu stai la masă cu soția ta? Sau cu copiii tăi? Nu dormi în același pat cu soția ta? Sincer acum. Dacă greșesc, te rog frumos, corectează-mă. Totuși, Belgia nu e un model de bună supraviețuire în pandemia asta. Pentru că au murit foarte mulți. Au murit, într-adevăr, în azilele de bătrâni. Deci marea majoritate a morților care ai văzut tu sunt în azilele de bătrâni. Păi și dacă îți bătrâni să moară, da? Două secunde. Da, într-adevăr, pentru că aici așa sunt interese politice. Și spun și de ce. Eu am făcut un calcul simplu. Un om care muncește în jur de 40 de ani să iasă la pensie și în Belgia, cotizează la ora actuală în jur de 5.000 de euro pe an cont de pensie. Ca angajat, cum sunt eu cu contract de muncă permanent, cotizează la fond de pensie în jur de 5.000 de euro pe an. Da, pentru că în fiecare an primește o scrisoare cu cotizațiile care le-ai făcut la fondul de pensii și spune suma care s-a cotizat la fondul de pensii. Am făcut un calcul, în jur de 4.800-5.000 de euro pe an la fondul de pensii, da? Ținând cont că trebuie să muncești în jur de 40 de ani ca să ai dreptul la pensie, da? O pensie de 1.500 de euro, că minimul pleacă de la 1.250 de euro, asta este minimul pensiei pe economie în Belgia, cotizezi în jur de 200.000 de euro. Da? Când ajungi la vârsta de 65 de ani, vârsta legală de a ieși la pensie, ai sunt deja 200.000 de euro în fond de pensie. Da? Gândește că mulți care au murit au luat pensie un an, 2 ani de zile, 3 ani maxim de pensie.
Asta înseamnă în jur de 15.000 de euro. Eu am pus 15.000 de euro. Restul de 175.000 de euro, unde au rămas? În contul statului belgian, da? Despre asta vorbim aici. Te gândești că nu e numai o persoană, au murit mii. Mii. Păi și deci, în România au murit 2.000, dar la voi au murit aproape da, 10.000. Da, dar hai să vedem ce se întâmplă în lunile următoare în România, da? Când toate țările declarau că au pe zi îmbolnăviri de peste 1.000 de persoane, cum a fost aici în Belgia, maximul de 2.468 de persoane, da? În România era atunci 68 de noi cazuri pe zi. Pentru că eram, da? Pentru că eram închiși în casă. Nu, pentru că nu se testau. Deci eu spun din surse sigure, am rude care lucrează în spital la primiri urgențe, am la laborator care se lucrează o mătușă, nu pot să dau nume, înțelegi? Și nu vorbesc pe de rost. Îmi asum ceea ce spun, dacă cineva vrea să iei de mine, să iei de mine personal, da? În România nu se testează. Îți spun sigur, în România nu se testează. Am o grămadă de prieteni și din Iași doctori care le rușine de ce se întâmplă în România. Multe cazuri, deci multe cazuri din afecțiune, din numărul celor decedați care sunt declarați de coronavirus, eu cred că mi-a murit bunica de 78 de ani, n-am putut să ajung acasă din cauza pandemiei, mi-a făcut infarct în somn. Dacă era să se întâmple la spital, o declara moarte de COVID, îți spun sigur treaba asta. Dar bunul Dumnezeu a vrut să moară acasă, la dânsa, a venit medicul, a zis, da, infarct miocardic și asta este. Sub cardiorespirator și asta este. Da? Dar dacă murea în spital, dacă o duceam, am apucat să o duc la vasoie în spital, la urgențe, pentru că spitalul din Bărlad era declarat spital de COVID-19, o declară moarte de COVID-19. Știu o grămadă de cazuri care li s-au oferit bani. Am prieteni în Spania care tot la fel. Lasă-mă cu povestea asta cu oferitul bani, că nu-i nimeni tâmpit să-ți dea bani ca să-ți moară ruda de COVID. N-are niciun interes pentru asta. Sunt serios? Brașoave de serios? La Bârlad. Hai să spun care este interesul. Interesul este a statului român pentru a obține acele fonduri de miliarde de euro. Pentru că acele miliarde de euro nu se va arăta decât pentru țările care într-adevăr au probleme, cum e Italia, cum e Spania și cum sunt alte țări în cazul ăsta. Nu mai spune că sunt prostii. Miliardele cele de euro s-au dat deja tuturor țărilor, nu, s-au nu stabilit s-au dat, nu, cotele, nu mai contează cât dat. Bolnavi nu ai. Nu s-au dat. Oleg, te rog frumos, postează public, dacă ai dovezi palpabile, că s-au dat acele miliarde de euro. Spun sigur că nu s-au dat banii. S-au alocat, n-am zis că s-au dat. S-au alocat. Nu, încă sunt în negocieri. Nu s-au alocat încă. Nu se știe. Este a vorba decis de Comisia de Europeană de, de mult. Era decis, dar acum sunt în negocieri. Dacă ai urmărit și declarațiile președintelui Klaus Iohannis, ai văzut că încă sunt în negocieri. Aseară chiar s-a declarat. Treaba asta. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o isterie creată de laboratoarele de troll de la Kremlin și care a ajuns, iată, și oameni din Belgia să le repete ca irresponsabili. Oleg, două secunde. Te rog frumos, nu mă înțelege greșit. Eu urăsc această poveste. Eu nu zic că nici nu cred. Deci eu ceea ce și cred dar de ce o repezi dacă nu o crezi? Pentru că trebuie spus adevărul lumii. Lumea și care e adevărul? De unde știi dumneata ce adevăr, se întâmplă? Adevărul. Păi eu spun în surse sigure. Tu îmi spui din ce îmi spui tu? Din surse oficiale. Dumneata îmi spui care? De la cumătră care a auzit de la care? Mătușa. Eu îți spun din sursele oficiale. Alo, Oleg, două secunde. Tu din ce îmi spui? Tu din ce îmi spui? Tu îmi spui mie de cumătră, eu îți spun de persoane care lucrează în domeniu. Da? Eu îți vorbesc din surse sigure. O persoană care lucrează în acest domeniu, care se ocupă cu cazul de COVID. Și tu despre care surse oficiale îmi spui? De pe sticlă sau care surse oficiale? Da, de minister. De la Edgar Afa, de minister. Hai să spun. Da, hai să spun surse oare de minister. Oare mătușa dumitale știe mai bine decât Edgar Afa ce se întâmplă în sistemul medical românesc? Oare o mesie știe? Da, uite, eu spun, deci nu dau nume acum din Parlament, care mi s-a spus sigur, numărul care sunt declarate nu este nici măcar 7%.
de numărul real. Pentru că s-au făcut Dacă este chestii să puține, vorbim. asta e adevărat, da. Păi și atunci, tu îmi spui mie că la un număr, cum s-a declarat azi, 864 de cazuri noi, dacă să ocotim 7%, cât reiese Oleg? Înseamnă că sunt Că 7.000, sunt foarte mulți bolnavi, de fapt. nu. Păi, nu. 6% sunt cazurile reale. Eu despre asta vorbesc. Nu e 6% sunt adevărat, cazurile reale. e Ba da, exact este foarte invers. adevărat. E exact Este foarte invers. La cât de adevărat. puține teste se Oleg, fac, o Oleg, grămadă de Oleg, oameni două sunt secunde. bolnavi printre Oleg, noi Oleg, nesimptomatici. Oleg, arată-mi și mie, te rog frumos, un reportaj care s-a dus cineva personal, cum ești tu, activist, să se ducă în spitalele din România să facă filmări la terapie intensivă, să vedem exact ce cazuri sunt. Eu sunt la 2600 km de departare. S-au dus de la Digi, s-au dus de la Recorder, s-au dus de la televiziuni de Republica Moldova, s-au Da, dus de la Rai 1, Rai 3, da. urmăresc la italieni, s-au dus de la BBC, Da, s-au dus de la urmăresc. CNN. De ce să mă duc și eu acolo? Ce caut eu în terapie intensivă? Pentru că Ce tu spui caut eu un blogger adevărul. în terapie Pentru că intensivă? tu nu ești plătit. Tu nu ești televiziune plătită. Tu ești un simplu activist care într-adevăr vrea să schimbe ceva în România, cum sunt și eu. Dar Eu eu nu nu am pot să puterea asta. înlocuiesc, eu nu pot să înlocuiesc instituțiile statului. Dacă ai ajuns să nu ai încredere deloc în instituțiile statului, nu știu ce cauți în Europa. De ce nu te duci în Vrei să junglă vor... undeva amazoniană? Acolo nu vrei să există vor... instituții de stat. Oleg, În stai, Europa oleac, se stai, are oleac, te încredere în contrazici singur, te instituții. contrazici singur. Eu m-am uitat la live-urile tale de pe YouTube în legătură cu poliția locală. Și atunci, cine se contrazice? Atunci cine se contrazice de încredere? La aici mă refer, ca să înțelegi despre ce vorbesc, de încredere. Tu vrei să spui Eu, că chiar tu ai dacă n-am încredere în poliția încredere în locală? poliție, când mă abuzează cineva, tot strig poliția. Toată lumea mă știe că eu strig după poliție, chiar și când iau bătaie, pentru că e singura instituție Cum a obligată fost să mă cazul și de la apere. Kaufland, când într-adevăr poliție te-a salvat, da? Și a rezolvat cazul. Da, ai văzut la Pentru că Kaufland, într-adevăr chiar a fost la da, Kaufland și văd că ai difuzat. adică tu chiar crezi că eu vorbesc despre Perez, că nu te urmăresc sau nu m-am uitat la Exact, deci. live-urile tale? Deci poliția e singura Și abilitată să tu. facă chestia asta. Nu te duci la mafie, nu te duci la cumături, nu te duci la Bun. haiduci. Bun. Te duci la Păi poliție în astfel de te duci la cazuri. poliție, da? Dar hai să Exact. vorbim despre partea Moldovei, din România, nu de Moldova, de peste Cluj, da? Unde corupția este foarte mare. Da? Și în Chiar tu Teleorman care e mare care corupția. Păi și în Teleorman este foarte mare corupție. Și acolo e mai mare Și în corupție. Giurgiu și tot așa, nu neapărat în Moldova, dar cu cât mai mult, cu cât mai În săracă e zona, Moldova cu e... atât e mai Deci... coruptă. Măi, fratele meu, eu spun simplu. Eu l-am cunoscut pe Solomon. Un gec de om, era un nimeni. Crede-mă, era sălbat. Pentru că a venit un control la mine când aveam garaj în România, service auto. Înțelegi? Și noroc de prietenul meu că m-a ținut. A fost un nimeni, Solomon. Și a ajuns mare și tare Bașca pe deasupra că este președintele Comisiei Forțelor de Muncă. Cum a ajuns în funcția asta, crede-mă, nu pot să-mi explic. Eu am rămas stupefiat când am auzit treaba asta. Plus de Aldebuzatu și altă mafie din zona Pentru Moldovei, că din partea dumneata, în loc să patrulierea. candidezi, te impleci în politică, ai plecat în Belgia și așa au făcut încă Da, câteva frate, milioane, câteva milioane de români au da, plecat. dragul meu, eu Și sunt vă plecat, mirați eu că a sunt ajuns în Belgia. Buzatu deputat sau senator. Pentru că voi ați Oleg, dezertat și ei au candidat. două secunde, mă las să vorbesc și oleacă. Da. Hai să le explicăm și celor de acasă de ce pleacă lumea din țară, da? Eu sunt plecat de mai bine de 10 ani din țară, am fost prin mai multe țări, da? Ai În Belgia plecat sunt de pentru 7 că ani. poți și ai plecat pentru că vrei să trăiești mai bine decât acasă. Nu Nu, e am niciun plecat ca să-mi secret ia... în asta. Dar nu este vorba de secret, că eu nu am nimic de ascuns. Eu sunt un simplu om care trăiesc decent, lucrez, am un salariu decent și cu atâta tot, da? Ca să lămuresc pe toată lumea de acasă, care crede că dacă pleci în afară o să fii cu colaci în coadă. Îți spun sigur că nu sunt. Sunt de 7 ani în Belgia, da? Am plecat printr-o firmă din interim, a forței de muncă, da? De ce am plecat din țară? Pentru că în țară nu puteam să-mi susțin copilul la facultate, la studii superioare, soția nu lucra și din cauza asta am plecat pentru un loc de muncă mai bine plătit, da? Pentru că și aici, crede-mă, plătesc chirie 700 de euro, plătesc utilitățile, plătesc internet, da? Și crede-mă că acasă, din salariul care îl câștig, pe lângă ce plătesc eu aici și așa și mănânc, trimit în jur de 1000 de euro. Da?
Pe când în țară nu trimit banii ăștia. Pentru că și în țară, dacă aș câștiga un 700-800 de euro în domeniul meu, nu rămâi cu banii ăștia. Pentru că tot plătești navetă, tot mai fume. Eu și, sunt și fumător, înțelegi? Și nu rămâi cu banii ăștia. Și eu aici, așa, crede-mă, când lumea crede că, domne, câștigi o grămadă de bani. Da, câștig o grămadă de bani. Mie, de exemplu, anul ăsta mi-a venit recalculare la impozitul pe venit, care l-am câștigat în anul financiar, 1000 de euro. La, să zic așa, o sumă mare de 32.000 de euro anual. Da? Vorbesc de brut. Că aici așa se calculează totul la brut, nu la net. Da? La 32.000 de euro eu a trebuit să dau statului belgean înapoi 1000 de euro. Pentru că așa consideră statul belgean că am câștigat prea mult. Și despre ce vorbim aici? Ce recalcule sunt la impozitul financiar în România? Zero. Sistemul sanitar este foarte bine pus, bine pus la punct aici. Cred, am operație de hernie de disc aici, așa. A costat operația în jur de 20.000 de euro. Și cât am plătit? 36 de euro. Nu mă crede nimeni. 36 de euro. Vă arăt facturi. Despre ce vorbim aici, așa? A fost soția mea de a făcut o infiltrație și a stat cu altcineva în pat. De acolo încă și are probleme cu hernia de disc și a trebuit să facă o infiltrație la spitalul în Vaslui, a trebuit să stea cu altcineva în pat, două persoane, mama mea mi-a murit de cancer de col uterin. Spăși peste spăși la Cluj, la Galați, peste tot am dat spăși. Și? Păi de ce? Despre ce sistem vorbim? De ce am dat? Pentru că nu mi-a băgat nimeni în seamă. Era bolnavă și de epilepsie. Și când mi-a făcut criză de epilepsie la ora 11:43, în spitalul din Cluj de oncologie, și ce mi-a zis doctorița, domnule, că de ce n-ați venit la mine să îmi spune că e bolnav de epilepsie? Și am zis, doamna doctor, am venit la dumneavoastră cu trimitere, cu dedicație din partea lui Cutărescu, v-am dat 20 de milioane pe timpul ăla și v-am spus că este bolnav de epilepsie. Și dumneavoastră ieșiți acum și îmi spuneți că de ce v-am spus? A, păi mă scuze, asta am uitat, hai să o băgăm repede înăuntru. Și ce mi-a făcut? M-a trimis la Galați. Ea se gândea la bani atunci, nu se gândea la... Păi normal, și la asistentă, deci m-a costat doctorița 20 milioane și doctorița m-a costat 5 milioane. Despre ce vorbim aici așa? Despre ce sistem de sănătate vorbim în România, Oleg? Eu de asta m-am băgat în politică. Eu n-am mai făcut politică până anul trecut. Am mai încercat cu Partidul Nou România, dar când am văzut că președintele de partid a început să pună pomul în gură, pentru că dacă vrei să te exprimi și tu părerea, erai oprit. Și am zis, bun, gata, ne oprim... Ne oprim la treaba asta. Înțelegi? Și ce s-a rezolvat? Am mers în continuare cu președintele filialei Belgia, domnul Radu Șmănaru, și am stat alături de dumneavoastră la capăt. El mi-a zis că are în plan să se înscrie în Partidul Verde, condus de Florin Călinescu, era în discuții la vremea aceea, și am zis, bun, am răbdare, în momentul când v-ați înscris și formăm o organizație și pe Belgia, sunt alături de dumneavoastră. Și uite, așa am ajuns în Partidul Verde. Fac parte și din Comisia Partidului Verde Belgia, ca membru. Pe lângă asta fac parte domnul președinte, noul președinte a Partidului Verde Vaslui. M-a adăugat ca vicepreședinte și pe filiala Vaslui și încercăm împreună, discutăm zi de zi, să găsim soluții și să încercăm să creștem ca număr de membri și să schimbăm ceva în Vaslui, ușor, ușor. Eu, sincer, am de gând să mă retrag acasă. Dar, ținând cont că situația actuală cu pandemia, pentru că trebuie să-mi închid și eu treburile aici, așa, care sunt în Belgia, contractul de muncă, contractele la utilități, buletin și ce mai am eu pe aici, așa, mai durează un pic, înțelegi? Dar problema este că, uite, eu, de exemplu, sunt în incendiu acum. Pe, îți spun și sursa exactă, pe știri, pe surse, așa se cheamă site-ul, știripesurse.ro, au declarat că guvernul belgian recomandă întoarcerea din România a turiștilor sau cei care au contract de muncă, recomandă izolarea la domiciliu timp de 14 zile. Am sunat la numărul verde din Belgia, am vorbit cu dânșii și mi-au spus că nu se recomandă, este obligatoriu, după ce te întorci din România, să stai în izolare 14 zile. Eu nu pot să-mi permit luxul ăsta să stau 14 zile, cu toate că sunt plătit 75% și aici așa s-au dat banii ăștia, pe când în România ajutorul ăsta de 75% angajaților nu s-a oferit,
crede-mă, nu s-a oferit nici la firme, la nimeni, pentru că numărul, ei spun că avem 1 milion de șomeri, dar numărul este în jur de 3 milioane și ceva de șomeri în România. Deci partidul PNL, care este la guvernare la ora actuală, minte pe față, pe sticlă. Pentru lumea nu are relație, nu se documentează exact, nu are curajul de a acționa cum acționăm noi și de a spune lucrurile pe nume. Eu te respect maxim, Oleg, crede-mă, pentru acțiunile tale care faci. Cu dai, câteodată mi se par un pic agresive, dar ajung la concluzia că fără un pic de agresivitate nu putem schimba nimic în România. Dacă greșesc cu ceva, crede-mă, corectează-mă și... Eu nu o fac cu intenție agresiune, eu sunt pacifist și încerc pe cale pașnică, ai văzut că despre protestele de mâine de la Chișinău am zis că numai să nu fie agresive, pentru că altfel o să fie justificată intervenția organelor. Dar când strig în gura mare, asta nu e agresiune, asta e tocmai că mă apăr, că strig că mă bate poliția. Uite, cum a fost live-ul ăla făcut în, cum se cheamă, bulevardul ăla, Ghencea. Cu poliția locală, la urmă ai dat o leacă în agresivitate și un pic în abuz, știi, când ai început să strigi că te-au contaminat cu COVID și te-au îmbolnăvit și de astea, știi? Cu toate că eu în locul tău, sincer, le puneam legea 155/2010, legea poliției locale, ei nu aveau insignă în piept, nu aveau cameră de luat vedere în piept, domnul ăla mai Grăsuț, care a venit pe urmă al treilea, filmat cu telefonul, deci crede-mă, păi, plângerele am făcut, dar atunci, de față cu ei, când mă agresau fizic, ce trebuia să fac? Să tac ca un mielușel sau să încep a plânge sau să scânce? Nu trebuia să le pui cum le-ai pus întrebarea simplă, că tu ai pus o simplă întrebare, da? De ce stați cu giloparea peste dumneavoastră și ea cu legii dumneavoastră? Cealaltă mașină care era la 200-300 de metri avea în jurul farului stângă. Și tu ai întrebat care este motivul acțiunii de stat cu jurul farului la prințe. Înțelegi? Ei, normal, s-au prezentat într-adevăr, dar trebuiau și să legitimeze, trebuiau să aibă camera de luat vedere în piept. Dacă vorbim legal, da? Vorbim de legea 155/2010. Nu, dar nu sunt de acord cu dumneata care zici că aș fi exagerat sau că aș fi fost violent, că strigam. Da, eu mă apăram că eram agresat fizic și venea ăla cu camera înspre mine, deci și psihologic mă presa, că nu te lasă să stai, te împinge din locul acela. Când e un spațiu public, da, nu poate să te împinge. Hai să fim realiști, dacă și sincer, că primul care a filmat ai fost tu. Da, dar e un drept fundamental, sigur, da, am filmat. Da. Dar asta nu e agresiune, nici filmatul, nici exprimatul verbal nu e agresiune. Cum ai filmat tu, că bănuiesc sigur că dacă tu nu filmai și te duceai la dumneavoastră și întrebai, că asta implică pe poliția cel mai mult filmatul, înțeleg? Că dacă nu filmai și te duceai la dâns și întrebai, domnule, de ce s-a scutit afară? Pentru că am o simplu curiozitate, așa, pentru mine. Îmi spus eu că, domnule, suntem în acțiune, probabil spunea o motivă acțiune sau nu te băgau în seamă, că de obicei așa procedează poliția locală, înțeleg? Ei, dar în momentul când au văzut că ei filmez, au sărit de fund în sus, scuze-mi expresia. Și de aici a pornit totul, știi? Și ce mi s-a părut mie? Eu spun din punct de vedere personal. O leacă deplasat la urmă, mi se pare o leacă exagerat să tipăm că mai îmbolnăvit cu de-astea, când tu deja spusesei masca, ai fost prima persoană care filma și ei au filmat după asta. Adică eu o să analizez cazurile un pic la rece, înțeleg, și din punct de vedere dinăuntru. Încerc să văd părțile echipabile și din punctul tău de vedere și din punctul ăsta de vedere. Dumneata, da? Justifici amenda aplicată de Mariana, cum o cheamă, polițista aia, a nu, doua zi deja la secție. Mi-a aplicat amenda, 600 de lei. Asta nu ai mai specificat în live. Păi nu, că n-aveam de unde să știu ce avea de gând. Nu știam ce avea de gând să facă a doua zi. Dar nici comentarii n-ai mai specificat. Am publicat pe canalul meu, am publicat chiar extras din proces cel verbal și care e total agramat. Ei, nu, n-am mai apucat să mai văd treaba asta. Polițista s-a manifestat total agramat. Da. Oricum, deci în timp de pandemie niciunul din cei trei nu purtau mască, când erau obligați să poate mască. În fine, eu îți înțeleg agresiunea față de poliție, pentru că știu că
cu mai niște conflicte și niște procese pe rol cu dânsii, pentru tot așa abuzurile care s-au făcut din partea lor. Dar cum ai zis și tu, într-adevăr, trebuie să avem o leacă încredere și un pic în justiția română. Uite cum s-a întâmplat la Salfa. Poliția română, vorbesc de poliție, nu de poliția locală, au reușit să rezolve și să le explice celor de la Kaufland, doamne și supervisorului de la Kaufland, că într-adevăr aveai dreptate să filmezi și sincer că am văzut că pentru 3 sau 4 produse aveai în mână. Adică mie mi se pare nesimțire, nu aberant, nesimțire, să cumperi 3 produse și pe fără de 8 lei. Și tu, la începutul live-ului, specificai că e vorba de 5 lei. Când am văzut că 8 lei la urmă, deci să fii tâmpit, să fii prost cu pumare, că nu pot să-i numesc altfel pe aceste persoane, păi frate, într-adevăr, greșești cu 50 de bani la 3 produse, cu 1 leu, poftim, maxim. Se întâmplă. Sau s-a scanat un produs de 2 ori. De acord, se întâmplă. Mi s-a întâmplat și mie aici așa. Nu e nicio problemă. Se poate remedia chestia asta. Mi s-a întâmplat, i-am explicat, vedeți că ați greșit produsul ăsta de 2 ori. Nu a fost nicio problemă, s-a scanat din nou, s-a redus prețul și nu s-a făcut mare tărăboi. La noi, în România, în schimb, ce, cum, adică mi-a tras mie atenția, eu, tu știi cine sunt eu, nu ești nimeni, ești un simplu vânzător, un simplu vânzător și un simplu supervisor, da? Dar cineva îți atrage atenția, trebuie să te conformezi. Adică e un loc lor bun, ai filmat, dacă vrei să, dacă ei vroiau să iasă basma curată, crede-mă, își trăgeau masca înapoi pe nas, când vorbeau într-un mod civilizat și dulce, da? Și să-ți dovedească că nu chiar este așa cum vrei tu să arăți și lumii, poate chiar de își prezentau scuze, poate chiar se scuzau că ar fi fost cel mai civilizat așa. Da, se scuzau și probabil și tu ai fi făcut ceva. Dom'le, îmi cer și eu, spune, eu sunt un simplu activist, vreau să arăt lumii că, într-adevăr, când se întâmplă și o problemă, chiar dacă sunt mici conflicte, se poate rezolva și într-un mod civilizat. Și atunci ieșea și Kaufland-ul basma curată și toată lumea era mulțumită. Nu, ei au vrut să arate că asta se întâmplă, mă, de fapt, în România. Toată lumea vrea să arate că este cineva. Nu suntem nimeni, suntem doar simpli muritori, care nu știu cine vom fi mâine, iar când murim, nu vom lua nimic cu noi. Dacă cei care îi avem în urma noastră, rude, părinți, ne vor pune între patru scânduri, le vom lua și călea. Dacă nu, vom moare la crematoriu. Îți spun sigur, asta se va întâmpla. Am venit cu mâinile goale pe pământ, cu mâinile goale plecăm de pe pământ, coleg. Nimeni nu ia nimic ca cu el. Dar, în fine, sunt multe subiecte de discutat, coleg. Mie nu-mi permite timpul să intru într-o emisiune cu tine, dar chiar mi-ar plăcea să intrăm într-un subiect. Uite și aseară subiectul care l-ai discutat cu doamnele și din Italia, privind traficul de persoane. Violența domestică, traficul de persoane. Eu mă așteptam un pic să se dezbat mai mult subiectul, într-adevăr, a traficului de persoane și a violenței domestice, pentru că s-a discutat un pic mai mult despre abuzurile făcute la locurile de muncă, de acord și cu treburile astea. Dar eu chiar mi-am propus, am discutat și cu niște colegi ai noștri din partid, inclusiv cu domnul Nelu Cosma, ce înseamnă înființarea unei asociații pentru protejarea femeilor abuzate fizic sau violenții domestice și a minorilor. Pentru că nu mi se pare normal. De ce fac treaba asta? Eu am crescut de la 2 ani fără tată, tot din cauza băuturii și a bătăilor care le-a luat mama. Numai că mama a fost o femeie cu cap pe umeri și a hotărât să pună punct relații. Și ne-a crescut 2 copii, așa bolnavi de epilepsie, dar ne-a crescut cât s-a putut mai bine, într-un mod civilizat, ne-a dat o educație și decât să iei bătăi și în continuare cu mâini rupte, fracturi și câte și mai câte și scandalul, seara a preferat să crească 2 copii singură. Asta nu înțeleg la femeile din ziua de azi. Care este motivul de suport de treburile? Să înțeleg, nu au unde să se ducă. Cum ai spus tu, că vorbim iar de autorități, vezi, tot timpul se ajunge la încrederea în autorități. Autoritățile nu fac mare lucru. Iau în calcul acea plângere și atât-o și aștept să treacă timpul. Uite cum s-a întâmplat și în cazul tinerii care a omorât-o. Deci, el era condamnat la 79 de ani de pușcărie,
ce a fost eliberat condiționat. Nu este posibil așa ceva, Oleg. Nu este posibil. Arată ce ești condamnat pentru viol, violență, crimă. Nu, frate, ești condamnat fără drept de apel de ieșire condiționată din pușcărie. Pun și fără drept de apel. Nu admit treaba asta. Pe bună, purtare pe desă. Nu, odată ce ai omorât pe cineva, odată ce ai violat pe cineva, odată ce ai abuzat de un copil, de un minor, punct. Minim 10-20 de ani de pușcărie și acolo îmi rămâi. Nu ai voie să ieși. Că se întâmplă ce se întâmplă în România în ziua de azi. Aici și-a crede-mă, Dumnezeu. Mai grav e că femeia s-a plâns până să fie, până să fie omorâtă, femeia s-a plâns la poliție și nu s-a reacționat. Ce a făcut? Vorbim de încredere în justiție, da, în autoritățile locale. Ce a făcut poliția locală? Poliția, normal, nu poliția locală ce a plătit de crimă, poliția municipală, ce a făcut? Nimic. Au sesizat și atât tot, da? Hai să spun o chestie, uite aici și în Belgia, dacă abuzezi pe cineva sau un minor, pleacă de la 10 ani pușcăria. Închisoare de la 10 ani. La noi, dacă se dă cu până în 3 ani de zile, se dă cu suspendare. Nu e posibil așa ceva. Pentru că ești la prima abatere, mai ai un avocat bun, plătești, mai ai vreo două cunoștințe, cum s-a întâmplat în marea majoritate a cazurilor. Nu. Eu nu înțeleg de ce poliția stă să facă anchete peste anchete timp de 2-3 ani de zile ca să poată să închidă o organizație de trafic de persoane. Este într-adevăr în partea Siciliei foarte dificil. Eu am vrut să intervin aseară, m-am abținut, dar în partea Siciliei, în partea Napolului, încolo așa, e foarte greu. Cum spuneau doamne că domnule de a vii, te duci la carabinieri. Nu, nu este adevărat. Am prieteni în partea cealaltă și realitatea e cu totul alta. Nu chiar e așa de simplu. Am vrut să le zic la domnul, dacă tot susțineți cauzele astea, v-ați dus împreună cu carabinierii să încercați să intrați peste drum și să vedeți dacă carabinierii au curaj să intre peste ei? Nu s-au dus, că dacă se duceau, spuneau într-adevăr realitatea care este. Asta mă deranjează un pic. De acord, multe... Uite, avem pe doamna Dina Tatu din Germania, care într-adevăr este într-o organizație care protejează violența domestică asupra femeilor. E o organizație mare. E foarte greu să reușesc să te scrii în această organizație. Am încercat și eu, încă aștept aprobare la această comisie, dar țineți. Ce am în plan pe viitor este să deschid o asociație în România pentru protejare, numai că eu vreau să o deschid o... această asociație și să mi-a dă să îngăsesc prieteni și susținători care dacă primesc un telefon la două noapte, nu o să stau pe baza poliției că se duce poliția, am primit un telefon la ora două noapte, m-am dat jos din pat, îmi sun ceilalți colegi și ne ducem să rezolvăm acel caz, chiar că dacă ne vom lua amenzi, chiar dacă vom fi dat în judecată că nu avem dreptul ăsta, dar altfel nu ai cum să protejezi femeile sau copiii care sunt abuzați fizic și violați și câte și mai câte se întâmplă la noi în țară. Pentru că justiția stradală și justiția neautorizată se poate termina la răcoare. Au mai încercat unii să lupte cică cu pedofilia și să încercau, făceau capcane, prindeau pe așa zis pedofili, prindeau, îi băteau, îi stresau, filmau și băteau joc de ei. Și păi după uite, vezi, trebuie să fugă din țară aici, când s-a făcut aici, dosare penale. Deci eu sper că nu se ajunge să faci astfel de activism. Nu, nu, nu. Hai să spun unde greșește structurile de forță. Nu, nu, nu. Știi unde s-a greșit aici? Pentru că mare majoritate filmează. Nu, domnule, te duci peste om în casă dacă vrei într-adevăr să faci ceva. Fără gălăgie, fără tam-tam, dacă omul deschide gura, dacă te bazezi pe tine sau ai oameni mai mari de 120 ceva de kg, spun sigur că la un pumn în gură nu mai comentezi. Să te-a pus să urli tu ca discreditat în casă. A luat femeia frumos, ai dus-o în centru de plasament în asociație și la revedere. Pum și dacă acolo. Fără martor nu se poate rezolva nimica. Dacă te-a pus să faci tu martor, să arăți la lumea, uite domnule ce facem noi, ce dragem, cine suntem noi, da, atunci într-adevăr se întâmplă chestiile astea. Despre asta vorbesc. Pentru că și ce mă deranjează cel mai tare? Mă deranjează nepătarea vecinilor care au țipetele acelor femei, acelor copii și stau nepăsători în casă și nu fac absolut nimic. Asta mă deranjează cel mai tare. Pentru că
Acel bărbat este o singură persoană. Nu spune mie că într-un bloc cu 4 etaje, cu 4 apartamente pe palier, sunt 20 de apartamente, sunt 20 de bărbați. Din 20 de bărbați pun minim 10, nu pun mai mult, minim 10 bărbați în putere care poate să dovedească un singur om. Eu la 36 de ani nu am curat să mă bat cu 10 odată. Cu 3, 2, 3 am curat să mă bat, dar cu 10 odată nu mă bat. Cât ai că am făcut cu sport de performanță? Pentru că nu ai cum să faci față la 10 persoane, la 10 bărbați în putere, să sară toți 10 odată pe tine, să le faci față la toți. E imposibil treaba asta. Oricum, nici nu cred că e necesar să aplici forța pentru... Nu, dar puteai interveni până la susținerea organelor de poliție, știi? Ar putea interveni, să intervină vecinii, să oprească acele abuzuri, acele bătăi sau acele crime, dacă... Să oprească, da, dar nu să aplice pedepse ei. Nu să aplice pedepse. Eu nu mă refer la aplicarea pedepselor. Dar eu mă refer la a sustrage acea persoană abuzată din acea locuință. Eu la asta mă refer. Vezi, să nu, să nu se plângă chiar victima, să se plângă de sechestrare, de privare de libertate. Meu, eu am pățit-o. Am sustras-o. Dar ce, e un obiect să-l sustrage? Sau e un copil? E un om matur. Dacă nu vrea, nu iese, nu vine. O sustragi în momentul când se dă telefon. Acel apel telefonic va fi înregistrat, în care se solicită ajutorul, da? Și n-ai văzut să se joace teatru și să facă un scenariu și femeia să răzbune pe bărbatul ei cu astfel de vlăjgări ca voi, meu, să ia bătaie bărbatul și după aceea el să vă facă dosar penal și femeii și vouă care ați participat în scenariul ăsta. Eu am pățit-o pe propria mea piele. Veneam de la muncă în Bârlad la ora 11 din noaptea, un tip o bătea pe una și m-am băgat, normal că m-am băgat, că eu nu suport acest tip de violență. Și vreau să spun că, din nefericire, am avut ocazia să vină și echipajul de jandarmerie din Bărlat și au oprit în dreptul meu. Bună seara, bună seara, ce se întâmplă aici? Da, mi-a explicat domnilor ce se întâmplă. Și ce a spus fata? A, dar nu e nicio problemă, că eu îl iubesc pe dâns și eu cu dâns mă duc acasă. A zis, băi, fata, te bătea mai înainte. A, și ce dacă mă bătea? Deci vreau să spun că am înnebunit prop. Și mi-a luat atunci 100 de lei amendă. 1 milion amendă, cum erau banii. Am plătit amendă, i-am zis, bine, dragă tati, du-te și ia-ți bătaie. Da, sunt și cazurile astea. Deci eu spun din proprie experiență, nu-ți vorbesc din casa, din televiziune sau din alte chestii. Chestii care le-am pățit eu, pentru că nu suport violența domestică, pentru că la mine familia a fost așa ceva și din cauza asta nu suport. Înțelegi? Dar lumea ar trebui să se implice. Sfatul meu pentru toți care aud, într-adevăr, un conflict într-un apartament, aici așa, dacă soția mea, la ora asta, chiar dacă, uite, eu discut acum cu tine, da, la telefon, dacă soția mea strigă acum poliția, în 5 minute am poliția la ușă. Pentru că vecinii pun mâna pe telefon și dă telefon la poliție. Nu așteaptă să vadă dacă o mor sau dacă se mai aud țipete sau chestii de genul ăsta. Cam așa merge justiția în Belgia. Femeile, într-adevăr, sunt protejate. Aici, așa, dacă mergi pe stradă și te solicită să te legitimezi, te legitimezi pentru că este obligatoriu, să poți buletinul la tine și să te legitimezi de fiecare dată. Și poliția, într-adevăr, se legitimează de fiecare dată. Crede-mă, în 7 ani de zile nu m-a oprit niciodată poliția să înceară buletinul. Odată nu m-a oprit. Am auzit cazuri care i-au oprit, i-au legitimat, soția la fel. Soția mea, crede-mă, nu vorbește decât româna. Nu a oprit odată poliția să mă întrebe de documente. Îți vezi de treaba ta, nu are nimeni nimica cu tine, crede-mă. Lumea este civilizată. Mergi în parcuri, ai să vezi, dacă ai să ai ocazia să vii, te invii la mine, am un apartament destul de mare, stai că dorești, uite, o să mergem prin parcuri și să vezi ce înseamnă civilizație. O trec bătrân pe lângă tine și te salută. Prima dată când a văzut treaba asta, soția mea m-a întrebat, îi cunoști? Am zis, eu nu-i cunosc, măi, mamă. Nu-i cunosc. Sunt persoane care trec prin parc, se plimbă și ei și dă, din respect, te salută. Pentru că vede că stai pe o bancă și ei fiind întreagă, e normal din codul bunelor maniere să salute dumnealor chemii. Eu la rândul meu, la fel am procedat, am învățat multe. Asta înseamnă civilizație. Bine, Gabriel, mulțumesc pentru participare. Îmi cer scuze că am ținut emisiunea așa o leacă mai mult decât trebuia. Dar chiar vreau să participăm și live.
Dacă ai niște subiecte, dacă nu, o să propun niște subiecte la care mă gândesc, să ne documentăm și să vorbim un pic mai mult. Pentru că Bine. eu chiar la muncă și unde lucrez, am colegi moldoveni cu care lucrez și vă apreciez, sunteți oameni minunați, dar ce să zic, că fără comunicare și înțelegere, că nu suntem toți perfecți. Fiecare avem defecte și calități, Suntem înțelegi? toți diferiți. Suntem diferiți, dar dacă comunicăm între noi și încercăm să ne ajutăm între noi, credem că vom ajunge la o înțelegere și vom schimba ceva. Dar dacă vom sta nepăsători și ne uităm și să râdem de ăla care încearcă să se bată să facă ceva, ce a, deci prostul ăla vrea să facă ceva, dar ce să fac, că mafia e mare. Da, bun, eu de unul singur nu o să pot face nimica. Dar cum spunea moșul Ion Roată, unde unul nu-i putere, unde doi puterea crește. Dacă ne vom uni împreună cu mic, cu mare, chiar dacă am făcut politică, chiar dacă nu am făcut politică, să încercăm să dăm jos această mafie care este în România, ca noi cei din diaspora, cred că dacă se face salariul minim net, eu vorbesc de net, 1000 de euro, 900-1000 de euro pe lună în România, îți garantez că cred că 80% din românii plecați în diaspora se întorc acasă. Pentru că 1600 de euro netul într-o familie, două persoane trăiește destul de bine în România. Dar sunt subiecte multe de discutat și sper să am plăcerea să ne vedem și live și să discutăm mai multe. Ne-am înțeles. Mulțumesc pentru participare. O seară frumoasă și doresc tuturor celor care le este frică să se implice, chiar dacă nu vreți să vă implicați în politică, pentru că vorba română, că politica este curvă, în ce scuze de expresie. Da, așa este, politica este curvă, da? Dar dacă vreți să schimbați ceva, dacă vreți ceva mai bun pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri, pentru familia voastră, veniți măcar cu idei, sugerați idei și aveți încredere într-o schimbare în nou, cu toate că vă este frică de acel nou, încercați să nu mai votați același lucru de fiecare dată. PSD, PNL, USR, UDMR. Votați și altceva nou. Votați independenți. Votați ce vreți dumneavoastră. Votați și PSD și PNL. Nu e nicio problemă. Dar vedeți că de fiecare dată acest partid nu își văd decât proprii interese. Gândiți-vă la viitorul vostru și la ce vreți pentru voi. Câteodată este bine să gândești la tine, nu numai la alții. Eu, ăsta este mesajul meu din partea mea noroc pentru românii din România. Noapte bună! O seară frumoasă și noapte bună, Oleg! Ne privesc românii din toată lumea, că asta înseamnă globalizare. Normal, normal. O seară frumoasă tuturor, vă doresc, da, și noroc. Să fiți iubiți! Mulțumesc omului, doar că oamenii de pe YouTube n-au putut să audă intervenția lui. O să descarc ceea ce se transmite live pe Facebook acum și o să reîncarc pe YouTube. Îmi pare rău, a fost o problemă tehnică inițial ca să încep transmisiunea, după aceea nu mi-am dat seama să salvez în computer ceea ce înregistrăm și după aceea nu mi-am dat seama că ce vorbesc cu oamenii pe Viber, pe Facebook, nu se transmite pe platforma ce Jitsi și iată, viața e dură, dar grea. Altă dată nu știu cum o să fac. O să intru direct cu camera fără Jitsi. Eu speram să pot să interacționez cu oamenii, dar se pare că nu, n-a fost necesar. N-a fost posibil, nici nu știu cum să explic. Dar deja vorbim de foarte mult timp, iată, mai mult de o oră jumate. Și de aceea mă gândesc să închid. Iată, ne salută Lidia Istrati Chistrugă de la Moscova și ne bucurăm. Mă bucur că suntem priviți și acolo. Ai văzut că omul din Belgia zicea salutări românilor din România. Publicul s-ar putea să fie din lumea largă, nu neapărat din România. Iată, Eugen Trif din Germania zice să nu uităm că avem cei mai mulți scriitori pușcăriași din lume. Și nu că în sensul că oameni de arte, scriitori, intelectuali ar fi fost băgați la pușcărie, ci că din pușcăriași, mai ales politicieni, foarte mulți au început să scrie cărți,
ca să fie scoși mai repede din pușcărie. Și Eugen Trif comentează problema violenței domestice. De cele mai multe ori victimele nu depun plângere sau dacă depun o retrag în ziua următoare și la noi este la fel, dar noi suntem buni de gură și orice ni se pare abuz, zice Eugen Trif din Germania, dar eu revin la ce spunea Gabriel din Belgia despre incidentul meu cu poliția locală. Nu sunt de acord cu el că aș fi tulburat liniștea și că aș fi exagerat când strigam poliția și că m-ați infectat de COVID, pentru că eu mi-am pus într-un moment masca și mi-am pus-o cu o mână, cu alta aveam telefonul în mână și ei deja îmi vorbiseră tu strei în față fără mască și chiar dacă eu am mască iar ei n-au mască, eu tot risc să mă infectez de la ei. Riscul e cel mai mic când ambele persoane sau toate persoanele poartă mască. Dar când îți bătăie acolo altercații, pericolele sunt mult mai mari decât COVID-ul și de asta strigam în gura mare și consider justificată strigarea mea și vă sfătui pe toată lumea să strigați ca să aveți marturi, ca să vă vadă lumea, să eventual filmeze, poate ați văzut, s-a oprit și o mașină și băieții filmau din mașină, nu știu dacă există acel video, să aude o alarmă afară. Deci e necesar să strigi chiar dacă te agresează poliția. Că m-a întrebat cineva ce, pe YouTube m-a întrebat ce să fac dacă mă agresează poliția. Strigi în gura mare ca să ai martori, iar după aceea scrii plângere și la MAI, la șefii polițiștilor și la parchet, la procurori. Te plângi pe faptele polițiștilor. Cam atât am avut de spus. Cam atât ați avut de spus. Mulțumesc pentru participare. În zilele următoare voi fi absorbit de bătălia electorală și probabil nu voi mai face astfel de discuții de lungă durată pentru că voi veni obosit din sectorul 5 sau de unde voi strânge semnături sau după aceea voi face campanie electorală și nu-mi va arde de discuții civice. Poate doar la toamnă, între alegeri, cumva o să mai revin. Sau în pauze, după ce termin de strâns semnături și încă nu începe campania electorală, poate o să mai apar astfel de ocazii. Mulțumesc pentru atenție, pentru participare. Ținem legătura. Mă găsiți pe YouTube, mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe Curaj TV, dar o să fiu mai puțin activ pe Curaj TV din același motiv. Mă găsiți pe Viber, pe WhatsApp, iată datele de contact pe care le găsiți pe imaginile astea video. Mă găsiți dacă aveți nevoie de mine. Dacă nu, descurcați-vă. Noroc!